Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Suntem în minutele următoare însoțiți de un nume și un poet, un poet și un nume al literaturii române și sârbești, ambele fiind la fel de importante, el fiind, desigur, un scriitor foarte cunoscut, actual, admirat și foarte prolific. Este o personalitate care apare foarte calm, liniștit și ai spune că nu e chiar atât de dinamic, dar în scris, da. A atins o cifră record de volume publicate, cred că 100 de volume de poeme, de poezii are, Ivo Muncean, cunoscutul Ivo Muncean. În limba sârbă foarte acasă, în limba română la fel. Scrie biling, traduce și știți ce mult înseamnă să cunoști o limbă în care să gândești, să trăiești, să visezi și să poți apoi trece într-o altă limbă la fel de sigur pe tine și deloc singur, mereu cu cuvintele, fie în limba sârbă, fie în limba română. Bine ai venit, Ivo Muncean! Mulțumesc pentru invitație! E scriitorul cu care am pășit în anul 2000, în noul mileniu, așa scria presa atunci, Ivo Muncean și Veronica Balaș, primii excelenți ai mileniului, pentru că am luat împreună un premiu al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timișoara, premiu de excelență. Așadar, aș putea chiar să-ți spun bine ai venit, excelență în poezie. Mulțumim, excelență, dar să lăsăm gluma deoparte, vă rog frumos. Da, deci vorbim doar prietenește. N-am putut să aduc și nici el n-a putut să aducă cele 100 de volume și de titluri. Pot dar să dacă corectez? 127. 127, am greșit, vedeți? 127. Cu două la tipografie. Cu două acum la tipografie. Da. Dacă ar fi să te rog să spui titlurile, eu sunt sigură că n-ai putea 127 de titluri să le știi pe de rost. Eu cred că aș reuși. Ai reușit? Cred că aș reuși. Mama mia! Facem un pariu, dar după emisiune. După emisiune, bine. Ivo, începem cu începutul. De unde a pornit acest drum lung al poeziei? Am pornit de pe băncile școlii generale din Variaș. Variaș. Acolo sunt născut. Acum nu contează. Ceva de pentru poeți nu contează, da? Contează. Anul acesta, dacă citesc invers, voi face 18 ani. Am înțeles, mulți înainte. Deci, acolo am avut o excelentă profesoară de limbă sârbă, de la care am învățat gustul, și nu e un cuvânt cu care să mă joc, gustul slovei scrise. Acolo fiecare copil a încercat câte ceva. Unii au reușit, de fapt, doi colegi de clasă am reușit să intrăm pe acest făgaș al literaturii. Unul, din păcate, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai este printre noi, nu a scris decât în sârbește, este Miodrag Todorov, și altul vă vorbește acum. Această întâmplare a continuat la liceul sârb din Timișoara, unde am avut un alt noroc. Așa. Să-l am ca profesor pe scriitorul Nebojša Popovici. O, e un criticul nume. Literar, da, un scriitorul Nebojša Popovici. Unde am continuat și după bacalaureat m-a dus la filologie la București. Acolo ce să vezi, dau de o altă sobitate, Mirko Živković, profesor universitar doctor, scriitor, care
Ai mers la limba sârbă. Da, care m-a luat cumva sub aripa sa. Sub oblăduire. Dar cum de... Eu am crezut că ai făcut și limba filologie în limba română. Nu, pentru că vorbești perfect și scrii în limba română. Nu, deci eu nu știu când am învățat ambele limbi. Când am vorbit concomitent. Împreună. La București am făcut sârbă română. A, sârbă da, română. Și română am făcut, nu numai sârbă. Am înțeles, da. Erau secții de o limbă străină și limba română cam obligatoriu. Bine, mai era o combinație cu două limbi străine, dar cred că s-a renunțat, că a dispărut după un an și ceva, cred că numai o singură generație a fost, de așa numiți traducători din franceză și engleză. Uh-huh. Și au dispărut. Deci secția ca tare a dispărut. Așa că drumul pentru literatură ți-a fost de la început clar, fără ezitări. Fără ezitări și mi se pare că, să nu exagerez, vina o mai poartă și cei din jurul meu. Oameni obișnuiți care vorbeau câteodată și în versuri, adică rimând. Gânduri, rimând diferite întâmplări din sat. A, din sat. Câte ceva, de data aceasta, renunțând la rimă, se regăsește în cartea care o ai în față, nu cealaltă, la mijloc, da, se numește Povești vechi din Banatul Deșes. Frumos. Și este scris, bineînțeles, cartea este în limba sârbă, a apărut la sfârșitul anului trecut în Serbia, la Novo Miloševo, la Banatski Kulturni Centar și înmănunchează câteva din aceste povești cu figuri extraordinare de săteni. Majoritatea nu știu dacă aveau 7 clase. Și totuși vorbeau și în versuri. Vorbeau și în versuri. Vorbeau și în versuri. De fapt, mulți dintre ei... Ele au devenit personaje, într-un fel. Majoritatea dintre ei vorbeau 4 limbi. Da. Germană, maghiară, sârbă, română și sârbă. Da. Unii dintre ei au făcut și chiar și școala bilingvă, maghiară, germană. Sârbă română era după aceea. Ce profesie aveau, ce exersau? Că poate unul era preot, poate altul era, eu știu, tractorist. Nu erau preoți, erau simpli agricultori. Agricultori. Paure, cum zicem noi aici. Paure, în Banat. Da, da. Simpli agricultori și... Și ți-au rămas în minte ca niște personaje. Țin minte toate personajele, țin minte multe din întâmplări. Și țin minte mai ales în prima perioadă, hai să zicem așa, înainte de colectivizare, că atunci a fost satul sat și adevărat, oamenii oameni. Da. După aceea au rămas. Anumite întâmplări sunt prezente și după aceea, deci după anul 51, de fapt colectivizarea satul Vareaș a început în 51, nu în 49, și s-a terminat când s-a terminat. S-a terminat de tot în 89. Unele întâmplări sunt prezente, dar nu cred că nu mai aveau acea savoare. Nu mă atrageau atât ca personaje, ca om, ca entitate. Au foarte devenit interesant. Cumva închiși, mai tăcuți. S-a schimbat... Societatea s-a schimbat, mai ales că mulți dintre ei au avut și tristul episod Baragan și la revenirea după 5 ani normal, nu mai puteau oamenii au fost fi altfel, aceiași și asta viața e, și asta e una, expresia al doilea, lor nu mai aveau pământul lor. Aia era durerea lor. Deci după atâția ani ai
înviat o parte din viața satului de atunci. Am încercat. În vers liber, dar în Grai Bănățean. În Grai Bănățean ai scris, da? Da. Dar am sărit multe etape. Vreau să ne reiterez bucuria primului volum tipărit. Am pomenit numele lui Mirko Živković. Era șeful catedrei, era profesorul nostru de literatură la București, dar era șeful redacției sârbe, editură care tipărea toate cărțile în limba sârbă. Ai avut noroc? Redacția se afla la București. N-am avut eu noroc. Mi se tăia cu cuțitul din anul întâi. Deci eu aveam deja multe, multe poezii, desigur, multe dintre ele naive, de licean. Așa. Până în anul 5 n-am reușit să scot un volum. Abia în anul 5 am tipărit primul volum. Deci a fost în anul 1966. Eu terminasem deja, primisem repartiția în Clocotici, județul Caraș-Severin, în Gărășița, și cartea n-am văzut-o. Cartea a văzut-o prima dată actuala mea soție și ea a fost la editură și mi-a trimis un exemplar. Așa am ținut prima mea carte în mână. Iar până la a doua carte au mai trecut 5 ani. 5 ani? Da. Deci nu se publica chiar atât de ușor. Furcile caudine se trecea. Oh. Nu se publica ușor. Și fiind poezie, unde nu puteai avea neapărat o atitudine anti... Mai era ceva. Anti-regim. Mai era ceva. Până în 1971, până la înființarea excelentei edituri Criterion, aha, care tipărea cărțile în limbile minorităților naționale, al cărei director era Gheza Dobocoș, scriitor. Când a și venit marea deschidere și pentru noi, în limba sârbă se tipăreau două, maximum trei cărți și una pe an. Deci, una? Și una pe an. Erau ani în care se tipărea o singură carte. Și atunci, păi ce făcea editura dacă tipărea o singură carte? Da, era redacția, nu era editura. Cărțile nu apăreau, nu era editura sârbă. Apăreau la editura pentru literatură, alta la editura tineretului, uh-huh, alta la editura alte edituri. Da. Ăștia era o secție care publicau și traduceri. Foarte, foarte, foarte multe traduceri din română în sârbă. Iar după 71 a fost total altceva. Altceva. Pe lângă o deschidere care a venit și în general în literatură la noi, da, care, da, pe care au adus-o, zic eu, și o parte, îmi permit să spun, din, da, colegii mei de facultate, bineînțeles dacă spun numele, o să te uiți cumva cu mare semn de întrebare, ce fel de colegi. Nichita Stănescu. Au fost colegi? Da, mult mai mari. Mai mari. Aha. Ilie Constantin. Aha. Cezar Baltag. Extraordinare nume. Să mai spun numele, le sunt dator, tocmai că suntem atât de mulți, colegilor de an, toți, unii, din păcate, Dumnezeu să-i odihnească, nu mai sunt printre noi, alții sunt și încă scriu. Să mai pomenesc numele, Dan Horia Mazilu, Mariana Costescu, Mariana Bulat, Maria Luiza Cristescu, George Anca, Paul Tutungiu, fratele Nicu Baltag, Nicolae Baltag, fratele lui Cezar Baltag. Ce multe nume, da. Sunt, am numărat odată, să nu uit, și Adrian Păunescu, deși la era facultate, la aceeași zonă, era, da, cu un an mai mic ca facultate, dar născut tot în anul în care suntem născuți noi. Să mai dau două nume. Marin Mincu,
sunt tot scritori care au fost, hai să zicem, tot atunci. Dar în a fost cadrul, o generație foarte bogată în talente. În cadrul unui cenaclu literar al studenților. Cenaclul literar, da, care a fost păstorit și de George Ivașcu, dar pe care în drept l-au condus așa? Mai mulți și? Profesori, printre care Eugen Simion, printre care și recent trecut în neființă Nicolae Manolescu. Deci ai avut într-adevăr parte de foarte mari... Asta a fost efervescența unde am crescut. De foarte mari nume. Foarte mari nume. Și revista Luceafărul, care a fost deschisă. Iar să pomenesc numai că Nichita terminase facultatea, era de acum redactor la Gazeta, așa se numea atunci, Gazeta Literară, unde aveam, bineînțeles, o ușă deschisă. Alții lucrau în redacția Luceafărul, unde iarăși aveam ușă. Să mai pomenesc un nume, mă scuz că poate sunt dezlănat așa, tocmai că e de pe aceste meleaguri, poetul Dim Rachici, din Arad. Așa că sunt, au fost... Dar ce multe, parcă azi nu avem chiar așa de mare ploaie de... Avem, dar noi cunoaștem. Încă, da, sau poate trebuie să treacă timpul, trebuie să fie o perioadă în care ei să devină cunoscuți, consacrați. Nici noi n-am fost cunoscuți și consacrați. Și uite, da. Am fost, poate, hai să zic așa, puțin obraznici. Ne dădeau afară pe ușă și noi intram pe geam. Tocmai pentru că aveam, zic eu, fără falsă modestie, aveam ce să spunem și știam cum să o spunem altfel. Da, dar o generație cu talentați, mulți, mulți talentați. Talentul ni l-a dat Dumnezeu, da. Dar transpirația tot munca de la noi a fost. A fost a voastră, da. Foarte interesant, foarte frumos. Să mai evoc, mă scuz că da, te rog. Să mai o altă lume. Evoc chiar două, trei nume, ce însemna filologia acelor ani. Și aș vrea să știu cum era, că e interesant, cum era cenaclul literar atunci. Mă refer la profesori care predau română. Literatura universală, de exemplu, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Vera Călin, Matei Călinescu. Extraordinar. Tot nume și nume. Da. Nu știu, la cenacuri, de obicei, era forma aceea, hai să zic, clasică, a citi și ați corecta sau aș spune colegii părerea. La audierea în prima lectură. Dar deci erau... Noi nu aveam texte dinainte. Ascultam autorul citind și spuneai și părerea. Combăteam. Dar erau, asta voiam să întreb, dacă erau acide părerile, erau controverse. Câteodată da. Câteodată erau acide. De multe ori pentru că îți venea rândul să citești cam la un an și ceva odată. De ce? Erau atât de mulți? Erau mulți. Mulți. Ne înghesuiam, cenaclul se ția la o dată pe săptămână. Cam tot o dată pe săptămână, joia, în Centrul Universitar București, la ora 11, nu se mai țineau orele la toate facultățile, ci în amfiteatrul Odobescu de la filologie venea câte un scriitor. Venea un scriitor cu S mare. Își ținea cursul despre Eminescu, George Călinescu. Un curs deschis. L-ai audiat. La care l-am audiat. Dar trebuia să fie acolo la ora 8 să iei un loc pe undeva jos. Stând, că nu încăpeam. Amfiteatrul nu era enorm. Așa. Dar câtă sete de cultură, de literatură era. Da, era așa, erau vremurile. Și se făcea carte pe vremea. Erau și scritori invitați. De exemplu, am apucat
să fiu la o întâlnire cu Mihail Sadoveanu. Am apucat să asist la o întâlnire cu Tudor Arghezi. Nu pot să cred. Povestește-ne puțin de Tudor Arghezi. Era un moșulic, zic eu acum, avea vârsta pe care o am eu, micuț, de stat, simpatic, care accepta cu plăcere orice întrebare, dar răspundea ce vrei tu, ce vrea dânsul. Și te mirai și te minunai de unde atâta gând liber. Aha. Și fantezie. În momentul dat. De unde așa o legătură ad hoc? Făcea. Și era Arghezi. Era totuși Arghezi. Circula o poveste între noi. Se spune că e adevărată. Nu știu, nu bag mâna în foc. Se spunea că unul din colegi, bineînțeles, poeziile le scriam în niște caiete, caietele și caiete mari studențești, i-a dat lui Arghezi un caiet din poezii. Poeziile lui. Și să nu vă mirați că Arghezi a citit poeziile. Frumos. După un timp s-a dus la mărțișor, maestre, da, ți-am citit, maestre, e, să-ți spun eu așa, asemenea prostii poți să scrii când tu numești Arghezi, până atunci scrie ceva mai bun. Și avea și umor și gentilețe, nu l-a desfințat. Nu, i-a scris o recomandare, poeziile au apărut la Luceafărul, uai, cu recomandarea trei rânduri lui Tudor Arghezi. Da. Frumos. Așa că... Uai, ce frumos. A, ce vremuri literare bogate. Mă refugiez câteodată în acea epocă, poate căutându-mă, poate căutând... Dar a fost epoca de formare, v-ați format. A fost o epoca sigur, de formare, format, de, da. Bineînțeles. Și... Dacă în, acum vreo 6 ani am făcut o selecție din poeziile mele, Cartea și părut, din primul volum am reținut o singură poezie. O singură poezie. O singură poezie. Nu mai pot sta în picioare. Erau poeziile acelui timp. Nu Lozinci, nu Patriotarde, nici o poezie patriotică. N-ai scris. Nu există în volum. În volum, da. Nu există niciun volum. Nicăieri. Dar ce voiam să te întreb. E un alt simțământ, o altă viziune. Da, o altă stare. E da. Fiecare, bine ai zis. Era poezia timpului acela. Da. Fiecare da. Timp își are ritmul lui și probabil și expresivitatea artistică. Când ai citit la Cenaclu, cum a fost? Cine a condus atunci? Nicolae Manolescu? Nu țin minte. Nu țin minte că eram... Nu, Nicolae Manolescu nu. Nu. Sigur nu, că era de curând era asistent, conducea mai rar. Sigur nu, dar nu țin minte. Eu eram atât de emoționat că săracul Dim Rakić mă ținea, stătea lângă mine și mă ținea de mână. De mână. Aha. Și spunea, lasă că notez eu ce spun. Eu ascultam. Pe lângă faptul, trebuie să recunosc, în perioada aceea, 61-62, nu vorbeam eu așa de bine românește. Mai existau și cuvinte pe care nu le știam, pe care le rosteau confrații mei. Mergeam după aceea și căutam în dicționar. Dicționar, da. Să nu mai zic că mulți dintre noi, chiar români, după cursul lui Zoe Dumitrescu-Pușulenga, căutam prin dicționare. E normal, după cuvinte. Zoe Dumitrescu-Pușulenga, sigur. Așa e? Deci, la nivelul acesta... Se lucra. Da. Și nu știu, țin minte numai că la sfârșit
după ce m-au rugat să mai citesc o poezie, n-am citit o altă, ci am repetat prima poezie. Așa de emoționată. Asta țin minte. Și m-au aplaudat. Ce înseamnă asta? Au râs de mine. Au fost aplauze. Așa a fost, de, da. Sincere, nu știu, nu pot să spun. Ziceai că fiecare poezie cu timpul său. Cum era, să zicem, tematica poeziilor din vremea aceea pe care le scriai? Era tot. Era o poezie clasic. Sentimentală, o poezie era, să zic așa, sugestivă, cum era? Era o poezie de un sentiment, zic eu, mult mai cald decât este acum. Acum, da. Să nu fiu înțeles greșit. Poate că vârsta își spune cuvântul. Poate că nostalgia vremurilor își spune cuvântul. Da. Dar se trăia mai frumos. Sentimentul era un sentiment mult mai curat. Era un sentiment sincer. Chiar dacă era câteodată și de ură, simțeai că este tăios, că este dintr-o bucată. Mă refer la păreri despre literatură, nu relații interumane. Ale erau, au fost și vor fi, au fost de când lumea și vor fi până va fi lumea lume. Tot la fel, nu se schimbă nimic, numai modalitățile se schimbă. Așa e, așa e, da. Iar ca să ne privim în ochi, pe vremuri puteam să ne privim în ochi. Asta e frumos spus. Te privești în ochi și spui adevărul. Da. Adevărul, eu nu trebuie să trec pe partea cealaltă a străzii când dau de un om. Frumos spus. Și iubirea... Poetul este pentru dumneavoastră, pentru Ivo Muncean, și un om. De calitate, de caracter, de responsabilitate înaltă. Vine o parte educația de acasă și educația din școală. Nu aveam noi libertatea pe care o au elevii de astăzi. Nepoții mei sunt, unul este licean, altul termină școala generală acum. Da. E total altă generație, o altă trăire, bineînțeles, e o altă lume, e și normal. Dar eram cu sentimentul de a nu face de rușine pe cei care ne-au trimis în lume. Foarte frumos. Părinții. Asta ar trebui reținut, putem și să... O repetăm, să scriem pe ecran. De a nu face de rușine pe cei care te-au trimis în lume. Sentimentul acesta de onoare, să-i spunem. Poate e prea mult spus onoare. Responsabilitate. Poate responsabilitate e un termen neadecvat. Prea neadecvat la vârsta lor. Dar a fost înrădăcinat. A fost înrădăcinat. A fost înrădăcinat. Da. Să nu mai spun că se întâmpla la Vareș, fiind la școală. Veneam de la școală acasă. S-a mai întâmplat să trec pe lângă cineva și să nu salut. Așa. Când ajungeam acasă, deja, dacă nu mama știa, bunica, că am trecut și n-am salutat un om. Sau n-am salutat pe ăla și pe ăla. Deja se știa. Nu primeam bățul. Am și primit, n-am nicio, nu pot să spun că n-am primit și mi-au prins bine. Sigur. Că bătaia pe vremea noastră era ruptă din rai. Că făceam și noi năzbâtii și prostioare, plecam de dimineață și nu mai apăream până seara târziu. E, acum pune-te în sufletul unui părinte sau unui bunic, care nu-și cunoaște, nu știe unde-i nepotul o zi întreagă. Deja se gândește la lucruri dramatice. Doamne ferește, Mureșul era la 6 km. Așa am e. Fost și la Mureș, fără să știe, fără să se știe acasă. Am fost, am făcut și baie în Mureș. Fără să fie voie. Fără să fie voie. Fără să știu să not. Îți dai seama ce dramă. Și poezia, drumul poeziei
a continuat și a continuat și a continuat. Tot ce avem noi aici sunt doar cele apărute anul trecut. Sunt o parte din cele apărute. Mai lipsește o singură carte. Este vorba de un lexicon al literaturii, cum să zic, teologice, nu al scriitorilor teologi sârbi pe teritoriul României. Asta e o carte absolut interesantă, nouă. În limba sârbă. În limba sârbă. Da. Sârbi, deci a scriitorilor teologi de pe teritoriul României. Începând, hai să spun un nume care îl știi, care se vehiculează, Nicodim. Cel care a întemeiat Tismana. Și cât de important pentru literatură. Nicodim este Gârcici, numele e Nicodim Gârcici. Este sârb de origine. Da. A venit în România, a scos un tetraevangheliar, limba era slavonă, dar... Asta voiam să spun, că era limba slavonă. Era limba slavonă, da. Nu limba sârbă. În biserici. Da, bine, era slavonă, limba bisericească, da. Aia a fost. Sigur că da. În vremea aceea. Deci sunt multe, multe, foarte multe personalități după... Unde a apărut acest lexicon? La Uniunea Sârbilor din România. Din România. Și cărțile pe care le ai în față, două sunt apărute în limba, la Uniunea Sârbilor, respectiv cea cu mâna, nu? La mijloc, albastru și cu roșu. Da. Dezlegare la strângere de mână. Așa e titlul. Ce frumos. Nu așa, cealaltă mică, cealaltă, nu? Da. Cealaltă în fața ta traducerea. Da, visător printre culori, asta e pentru copii. E poezie copii. Pentru copii. Pentru copii. Pe copertă sunt nepoții mei. Da, da. Și coperta e făcută de fiul meu. Aha, am vrut să te întreb chiar cine a făcut aceste coperți, că toate arată foarte bine. Nu, coperta care o țin mântă e cartea tradusă a lui Miroslav Aleksić, da. Unul dintre marii poeți sârbi contemporani din Novi Sad. Anul acesta a primit, nu, anul trecut a primit unul din marile premii literare. Am mai primit unul din marile premii. Iar coperta, ilustrația copertei este Božica Čobotin Ilić, fiica părintelui poet Blagoje Čobotin. E tatăl lui Blagoje Čobotin? E fiica lui. Tatăl... A, e da. Fiica? Da. Dar este un talent. Este un artist plastic. Un artist plastic de mare talent. De mare talent. Și de mare ta... el, Blagoje Čobotin, respectabilul preot, poet. Da. Poet da. De talent. Da. 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 Și fiica da. Artist plastic. Văd că... Iar ultima carte din dreapta da. E la editura Eubea. Da, da. Vreau să spun despre că... această carte a fost publicată o cronică, zic eu, foarte, foarte frumoasă și în Orizontul numărul de ianuarie. Iar despre cartea cea în limba sârbă cu dezlegare la strângere de mână, a fost publicată o cronică, o pagină întreagă, aproape, foarte puțin, nu, în Književne Novine, revista unui scriitorilor din Belgrad. Serbia, da, foarte frumos. Voiam să spun, ca să nu pierd ideea, că ghicesc printre mărturiile acestea fragmentare că ai cultul prieteniei. Păi fără cultul prieteniei nu existăm. Frumos. Până să... vină părinții, vecinul e aproape, iar vecinul ți-e prieten. Eu aș putea zice, chiar poate forțând nota, prieten înseamnă vecin. Da, prieten înseamnă vecin. Vecin de viață, vecin de întâmplări, orice. De gânduri, da. Poezia a venit în valuri, dacă ai ajuns la 127 nu, de volume. Nu sunt toate cărțile de poezie, să fie clar. Da, am înțeles, e sunt și lexicon, dar sunt cărțile volume. De poezii pentru copii, da. În limba sârbă Hai și în limba română. Da. Așa. Cărțile de
proză, povești pentru copii, da? Cărți de proză în limba sârbă, două romane în limba sârbă, cărți de poezie în limba sârbă și în limba română, și lexicoane, și cărți de, hai să le zicem, eseuri literare. Și, dar să nu uităm traducerile. Să nu uităm aproape traducerile. 20 dintre ele sunt traduceri. Să nu vreo 6, 8 romane traduceri. Să nu uităm traducerile. Da. Asta este. Și vreo 3-4 lexicoane. Lexicoanele în limba sârbă. Înseamnă muncă asiduă, înseamnă istorie literară. Să istorie literară, să fim, să fie clar. Acribie. Nu sunt cărți, lexicoanele acestea, nu sunt cărți scrise pentru critici literari. Sunt cărți scrise, hai să zicem, termenul este uzat, pentru publicul larg. Nu, sunt cărți pentru specialiști, dar sunt parte din istoria culturală. Sunt parte culturală. Din istorie cu tot aparatul, cu tot critic, aparatul da. Obligatoriu, da. Dar pe un limbaj... Aici ai gazetarul de vină. Cum de-ai trecut din teritoriul poeziei la studiul acesta de istorie literară, care înseamnă chițibuș, atenție, acolo n-ai voie să greșești un nume, un an? Păi, simplu fapt, dacă am dat de un nume și știu că acesta a fost preot, hai să zicem, eu știu că e preot, dar de unde e poezie? Mă, o fi aceeași persoană? Aha. Și atunci hai să văd ce-a făcut cu tare, ce-a făcut cu tare. Din începând, curiozitate începând din curiozitate, asta e una. Doi, știind că foarte mulți, enorm de mulți scritori sârbi au fost în România, au trăit aici, au lucrat, unii au dat și capodopere. Să pomenim, să începem cu Timișoara, un Țărnianschi. Ah, mi-ai luat gândul, acum voiam să te întreb ce părere să, ai să începem mult mai devreme, cu Branko Radicevici, da. 1843. Să începem cu Gyula Iacșici, tot romantic. Să începem cu clasicul Iovan Sterea Popovici, elev la liceu pianist. Să mergem mai departe. Hai să mergem la București, la Ivo Andrici, ambasador Ivo la București. Andrici, îți dai seama hai să ce mergem lume. La Milan Rakici, ambasador, prieten extraordinar de bun cu Regina Maria. La curtea da? Care da. Era primit și Regina Maria îl pomenește în amintiri. Da? Da, 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 da. Milan Rakic se numește. Să îl pomenesc pe Iovan Dușici, care a fost membru al Societății Scritorilor Români și care i s-au tradus în timpul cât a fost la București, diplomat la București, 3-4 volume. Deci și pe aceștia i-am cuprins. Foarte interesant. Bineînțeles că nu l-am uitat și nu pot să-l trec cu vederea, că e mândria noastră totuși. Dositeo Obradovici, născut aici, primul ministru al învățământului în Serbia liberă. Deci ținuturile acestea au dat... Chiar despre Dositeo Obradovici s-a scris și ar trebui să se mai scrie încă. S-a scris, ar trebui să se scrie, sunt cunoscute fabulele lui, traduse de preotul, protopopul din Becherecul Mic și traduse și de subsemnatul. Și de subsemnatul. Și de Horia Rusu din Arad, mai este o traducere. Frumos. Da. Deci sunt mai multe rânduri de traducere. Ai reușit să faci această punte între literatura sârbă și literatura română prin traduceri, prin prietenii, prin relatări și cred că
aici este o altă calitate a lui Ivo Muncean, că îl știm ca poet. Iată, acum îl descoperim și ca istoric literar într-o anume factură. Și inegalabil și indubitabil ai reușit să faci această legătură de ani și ani de zile între expresivitatea poetică, literară, sârbă și română. Deci am putea să spunem că ești un adept al interculturalității și că ai și exersat-o. Păi, cu interculturalitatea, un termen pe care îl pomenim noi acum de mult și tot mult. Îl pomenim, dar el exista. El exista din când lumea și pământul, așa nu vă supărați. Aici suntem în Banat. Am pomenit așa, totdeauna a fost interculturalitate. Că mulți oameni vorbesc cele patru limbi, și a cincea, și a șasea, și a șaptea. Că unul mai știe slovacă, unul știe cehă, da. Unul știe bulgară. Romanii, că da. Sunt, unul știe bulgară. Da. Deci așa am crescut, iar traducerile mi s-au părut utile de a încerca să apropii ceea ce mi se pare mie frumos, să arăt și altora. Uitați-vă, poate că este ceva, indiferent dacă e vorba de traducere din română în sârbă, care le-am făcut mai puțin, de adevărat, sau invers, din sârbă în română. Foarte plurivalent, pentru că și traducerea este, traducător este o meserie, ca și aceea de poet. Dacă ești poet și cunoști cele două limbi, ai mai multă credibilitate ca traducător. Hai să mă bucur și să încerc să uit că ceea ce a spus, dacă tot l-am evocat pe Arghezi, ce a spus Arghezi despre traducerile poeziilor. Orice traducere a unei poezii este ca un petec pe genunchiul unui pantalon nou. Așa? Deci nu prea rimează a traduce poezie. Se mai folosește cu un cuvânt, tălmăcire. Poate e mai potrivit tălmăcire. Poate că e mai potrivit. Mai potrivit. Sârbii au două termene și se folosește mai rar prevod, preveo, deci traducere, ci prepevao, a recântat, reversificat. Practic e o reversificare, adevărat. Recreerea. Exact cum spui. O recreere. O recreere. Sigur, se știe, poezia tradusă este o recreere a poemului original. Dacă cineva, cunoscător al ambelor limbi, ia cărțile mele, nu va găsi nicio poezie tradusă. Dar va găsi multe elemente, variante ale unei poezii. Acum eu unele chiar le țin minte, le-am scris în românește și am făcut și varianta sârbă, unele le-am scris în sârbește și am făcut după aceea varianta română. Bineînțeles, nu e regulă. Scriu ori sârbește, ori românește. Dar sunt poezii unde am încercat și șmecheria asta. Dacă se prinde cuvântul. Jocul cuvintelor. Dacă tot ai încercat, ia încearcă să ne citești un poem. Îl citești în română și sârbă? Nu citesc în sârbă. Citești doar în română. În sârbă o să spun un poem, o poezie pe de rost. Iar în română o să citesc, tot rămân nostalgic, al acestei perioade a studenției. A studenției cu mari personalități. O să recunoști atmosfera. Titlul deocamdată, Serenadă în zorii zilei. Haide, lună la culcare, s-a făcut târziu, de acum și carul mare doarme în cișmidiu, s-a culcat pe o ureche
felinarul stins, craiul de la curtea veche de uitare nins, la Gambrinus Caragiale cu un fes sub cap, moțăie cu trei parale ascunse în ciorap. Geana nopții speriată clipește ușor, zolii zilei se arată dincolo de dor. Moță pe strada morii, un scripcar smerit, caută în strunele viorii timpul irosit. Vântul, cel hoinar din fire, s-a oprit pe splai, a plecat spre nemurire ultimul tramvai. Tramvai. Mulțumim. Mulțumesc. Frumos! Și acum avem pe de rost o poezie. Să încerc. Încearcă. Să încerc. Nu, e o poezie de dragoste. O poezie care, dacă o spun, toată lumea zice am bătrânit și a dat în mintea copiilor. Tisibila Naga, Iasa Bionag, Iasa Biosnaga, Tisibila Vrag. Ciudilo se more, Caca Vietozov, al namie prezore, Dalo Blagoslov. Bili smo izašli, svako iz svog ja, šta smo tamo našli, samo djavo zna. Prescurtat o variantă în românește. Erai goală pușcă, cum eram și eu, erai cea ce bușcă, eu eram un zmeu. Și-am ieșit din sine ca într-o sindrofie, de-a fost rău sau bine, numai dracul știe. Vă să zic că încheiem aici, că timpul trece. Să nu se creadă cumva că Ivo Muncean scrie numai poezie cu rimă. Nu. În ultimul timp chiar nu scriu deloc cu rimă. Chiar asta voiam să specific și eu. Ivo Muncean a experimentat, fiți siguri, în cele 127 de cărți, și eseu, și traduceri, și roman, și lexicoane, și poezie în varii expresivități artistice, nu doar în rimă. Cantabilitatea am recunoscut-o acum, dar există și o ritmare a poeziei moderne pe care Ivo Muncean o stăpânește, fiți sigur, foarte bine. Dragă Ivo, bine că n-ai făcut lansare la fiecare din cele 127 de volume, că n-aș fi putut fi prezentă la toate și te-ai fi supărat. Așa că știți bine, e un nume cunoscut, la fără 200 să-și prezinte. La al 200-lea volum. Vei face prezentarea. O să la al 200-lea volum vei face prezentarea. Aici. Aici facem prezentarea, uite, propunem. Mulțumesc foarte mult pentru aceste mărturii de epocă și, sigur, așteptăm volumul cu numărul 200 să putem să-l lansăm aici, așa cum am propus și am promis. Vă iar volumul de anul viitor, pot să anunț titlul, va fi în limba sârbă și se va numi... Poezii de modă veche. De modă veche, dar spuse în contemporaneitate. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru atenție. Sunt Veronica Balaj. Doresc să ne revedem cu bine duminica viitoare. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.